Bun. Ați spus, până la întrebările cititorilor, repet câteva idei din ce ați afirmat, că domnul Ponta este un om al baronilor. Dumneavoastră sunteți un baron, în aceeași măsură în care alții din tabăra adversă sunt baroni. Da, nu mă văd așa. Să știți, și nimeni nu mă vede așa. Nu a existat nimeni care m-a identificat cu noțiunea de baron așa cum este, sigur, vehiculată. Au fost unii e o care... decizie de instanță, ăla e baron, ăla nu e, și atunci ne supunem. Nu, este o decizie media, va aparține. Bun. Ați spus că... Deci nu sunteți baron, n-aveți nicio treabă. Cum a... Ce ar trebui să facă alți primari aleși de 3-4 ori să nu fie baron? Ar fi trebuit să se numească Klaus von Iohannis, nu? Ar fi o variantă interesantă. Da. Dar cum baronii adevărați nu mai există la noi... Ce ar trebui să facă alții ca să scape de titulatura de baron? Păi ar fi, de exemplu, bine să lucreze transparent, să lucreze în folosul comunității, să nu întrețină tot felul de scandaluri cu teme de corupție și alte lucruri. Sunt tot felul de variante. Eu cred că nu întâmplător, cu toate că sunt la al patrulea mandat de primar al Sibiului, nimeni nu m-a acuzat de baronism în sens politic. Dar cum vă alege lumea acolo? Că am văzut că aveți niște procente de 90%. Masiv, da. Nu chiar 90%. În jur de 90% am obținut în 2004, de atunci mă situez în jur de 80%. Păi, nici sunt rezultate. Pe vremea lui Ceaușescu nu erau aleși primarii cu procentele astea. Deci, da. Despre ce este vorba? Fascinația faptului că sunteți etnic german? Nu. Nu. Explicația este în realitate extrem, extrem de simplă. Sibienii sunt mulțumiți de modul în care este administrat orașul și arată acest lucru de fiecare dată la alegeri. Nu e niciun secret aici în spate. Ceea ce promit, fac. Poate acum o să voteze pe invers ca să nu vă piardă. Stai puțin, domnul Vâlcu. De ce la europarlamentare, totuși, PNL-ul n-a obținut un rezultat bun la Sibiu? Tocmai că sibienii fac foarte clar diferența între vot pe administrație locală și vot politic. La europarlamentare, sibienii nu au văzut motive puternice pentru care să voteze masiv lista PNL-ului. Este o discuție care... S-a purtat, s-au făcut analize, poate data viitoare trebuie să ne pregătim mai bine lista pentru europarlamentare, dar cu siguranță votul nu a fost pe mine, fiindcă nu am fost pe listă. Da, acum mizați pe votul sibienilor la președinție. Eu acum recunosc că mizez pe votul tuturor românilor care vor un alt fel de politică în România, fără scandal, fără show inutil, dar cu rezultate palpabile și bune.